Bun găsit, dragii mei! Iată-ne din nou împreună la emisiunea 7 zile în 30 de minute. Împreună la distanță din cauza pandemiei. Apropo de asta, mi-am adus aminte că și în urmă cu aproape o jumătate de secol, România se purta dialogul, deși atunci se purta în România dialogul la distanță. Și ce nebunie era în fața televizoarelor, mă rog, cine avea, pentru că atunci dialog la distanță era un concurs artistic și cultural între județe. Deci cei de un lat cu mine știu despre ce vorbesc. La fel cum era și concursul pentru elevi între școlile din țară, 6 contra 6 se numea emisiunea, prezentată de regretata Cristina Țopescu, elevă și ea pe vremea aceea. Iar la noi este Citești și câștigi, concurs organizat de Biblioteca Județeană. Deci, parafrasându-i pe înțelepții și filozofii lumii, nimic nou sub soare, iar istoria se repetă, bineînțeles cu ajustările de rigoare. Iertați-mi vorbele dulcege din introducere, stârnite de melancolia amintirilor din copilărie, când emisiunile la TV durau doar 2 ore pe zi, dar din 15 noiembrie intrăm în postul Crăciunului. Ori asta înseamnă că adevărații credincioși trebuie să aibă grijă nu doar ce mănâncă pentru purificarea trupului, ci și ce scot pe gură, adică ce vorbesc. Degeaba țin post dacă gândurile și vorbele mele sunt pline de venin, de răutate și invidie. Creatorul nu știe ce mănânci, doar ce gândești, pentru că gândurile noastre sunt energie pe care o trimitem în univers. Iar când se întorc înapoi, primim exact ceea ce am gândit. De bine sau de rău, mă rog. Așa că, până anul viitor, îmi voi tempera criticile. Atenție, nu le voi elimina, pentru că vreau ca și în acest an să simt spiritul sărbătorilor de iarnă cu bunătatea, cu bucuriile, cu aromele și culorile specifice. Deci, să procedăm la drum, că ziua-i numai ceas. Oricât aș încerca să dau o notă optimistă ediției de astăzi, nu mă lasă evenimentele și COVID-ul, să știți. Situație dramatică în județ, în țară, în lume. Al nu știu câtelea val de îmbolnăviri și decese face ravagii peste tot. Gândiți-vă că nimeni nu era pregătit pentru așa ceva, iar măsurile contestate vehement de unii și apreciate de alții sau adaptate din mers, autoritățile au făcut uz de toate mijloacele posibile pentru a depăși momentul. De marți 10 noiembrie a intrat în vigoare un ordin al Ministrului Sănătății prin care se verifică zilnic numărul de paturi libere de pe secțiile de anestezie, terapie intensivă sau ATI, cum se folosește în limbajul curent, din spitalele care tratează bolnavi de COVID-19. Aceste acțiuni se fac de către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică, iar instituția, în alte activități de combatere a răspândirii noului coronavirus, este sprijinită și de cadrele medicale din unitățile de învățământ. DSP alături de instituția prefectului județului Hunedoara a anticipat situația de criză în care a intrat România și încă de săptămâna trecută a organizat instruiri cu doctorii și asistenții școlari, în special cu cei din localitățile unde unitățile de învățământ încă nu erau închise, iar cadrele medicale vor lucra pe anchete epidemiologice. Am realizat o instruire cu doamnele de la DEVA, dar ele să fie pregătite pentru efectuarea acestor anchete care implică izolarea pozitivului, carantinarea contactilor, este o adevărată procedură și am zis un pic să preîntâmpinăm ca ele să știe exact ceea ce au de făcut. Ele vor fi în fiecare zi însoțite de două persoane de la noi care vor sta în permanență cu ele, să le ajute acolo unde au nevoie și toată documentația să fie adusă la sfârșitul zilei la DSP, pentru că procedura continuă și în cadrul DSP-ului. Mulțumim. Un număr de telefon ca să-l facem și public.
Numărul de telefon îl găsiți pe site, îl apelați cu încredere, avem permanență în cadrul DSP-ului. În ceea ce privește unitățile suport COVID din județ, acestea au rămas neschimbate, fiind vorba despre spitalele din Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Vulcan, Hațeg și Simeria și sanatoriile din Brad și Giurgiu. De asemenea, în această categorie mai intră și secțiile ATI, boli infecțioase și pneumologie ale spitalului din Deva. Maternitatea COVID rămâne cea de la Lupeni, iar dializa pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2 se va face în toate centrele, urgențele urmând a fi preluate de spitalul din Hunedoara. Acum stau și eu și mă gândesc, unde sunt ONG-urile din județul nostru? Cum care? Acelea care pe bani de bani militau în stradă și în instanțe pentru dreptul viețuitoarelor și a oamenilor la viață, da? Acelea care au blocat proiecte și investiții de sute de milioane de euro pentru a salva câțiva lilieci, care în final n-au mai fost găsiți, care au blocat alte lucrări, de exemplu în Valea Jiului, la drumul lui Băsescu, pentru că se strica drumul furnicilor, sau mă rog, parcă trebuia făcut un drum pentru furnici, și câte și mai câte. Unde sunt stimabili acum, când trebuie salvate vieți omenești? Nu lucrează dacă nu sunt plătiți sau voluntariatul în caz de urgență nu face parte din activitatea prevăzută în statutul organizației? Ia uitați-vă la București. ONG-urile s-au mobilizat, se instruiesc între membrii ONG-urilor, se instruiesc între ei și asigură non-stop liniile telefonice la care sună mii de oameni disperați din cauza virusului. Dar ce pretenții am eu? ONG-urile care au blocat investițiile și care ne-au lăsat fără autostradă și alte, mă rog, lucrări, nici măcar nu erau din județul nostru. Așa că ar fi culmea să dea o mână de ajutor pentru a salva viețile hunedorenilor. Ei sunt plătiți pentru a distruge, vorba primarului din comuna Certeș de Sus, care a rămas fără niciun ban în bugetul local, pentru că ONG-urile au gonit singurul investitor strategic din zona. Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Certejenii nu mai au niciun ban în buzunar, își duc traiul de pe o zi pe alta, dar duc o viață sănătoasă, fără poluare în zonă. Bun, dar să-l lăsăm în plata Domnului, pentru că știți vorba aceea înțeleaptă, cum faci, așa primești. Cum spuneam, autoritățile se descurcă cum pot și încearcă să țină pasul cu evoluția pandemiei. Evoluția îmbolnăvirilor cu COVID-19 este îngrijorătoare la nivelul județului Hunedoara. Paturile de pe secțiile de anestezie terapie intensivă, ATI în limbajul uzual, fiind ocupate într-o proporție foarte mare. Prefectura Hunedoara face eforturi pentru a mări capacitatea de paturi de pe ATI, o astfel de secție urmând a fi deschisă în curând la Spitalul Municipal din Orăștie. Rata de incidență a infectărilor cu noul coronavirus în orașul Paliei fiind una care este de peste 3 la 1000 de locuitori. Totodată, Prefectura Hunedoara speră să poată mări capacitatea de paturi ATI pentru COVID-19 și în alte spitale din județ. În ceea ce este paturile ATI, într-adevăr, suntem la maxim ocupate. Încercăm să facem acum eforturi substanțiale ca în câteva zile să mai deschidem o secție de ATI la Orăștie. Avem rezolvată linia de gardă, transferăm astăzi un medic de la Simeria la Orăștie, am mai primit un medic ATI de la Timișoara și suntem în discuție cu fiecare spital, doar reușim să mai facem cel puțin un pat în plus pe fiecare secție. Din această săptămână, în urma unui ordin al Ministrului Sănătății, situația ocupării paturilor ATI pentru COVID este monitorizată de către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică din teritoriu pentru a se ști cu exactitate unde sunt locuri libere pentru pacienții în stare gravă. Din fericire, din tot acest noi an de știri negative, vine și o veste bună. Județul Hunedoara continuând să rămână cu rata de infectare la un procent de sub 3 la 1000 de locuitori. Știu că niciodată nu poți mulțumi pe toată lumea.
Este și o vorbă din popor. Dacă ai pălărie, de ce ai pălărie? Dacă n-ai pălărie, de ce n-ai pălărie? Așa și cu restricțiile. Bacă îngrădesc libertatea și dă-i cu proteste și manipulări pe rețelele de socializare. Bacă trebuiau luate încă de luna trecută sau de ce știu eu când. Dar oare există ceva mai important decât viața, decât sănătatea care ne menține în viață? Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, revine cu apelul către populație de a respecta normele de siguranță sanitară impuse de la începutul acestei săptămâni. Acesta afirmă că măsurile restrictive nu sunt deloc plăcute, dar sunt necesare, deoarece coronavirusul a început să se transmită comunitar și crede că dacă nu se vor respecta regulile de siguranță, COVID-19 va rămâne cu aceeași incidență ridicată până în primăvară. Ați observat că peste tot, și în județul Hunedoara și România, s-a ajuns aproape la capacitatea maximă a ATI-ului. Deci lucrurile nu trebuie luate doar ce nu ne convine. Multe lucruri nu convin nici mie, nici dumneavoastră. Dar trebuie să înțelegem cât de important este să parcurgem această perioadă, să dea Dumnezeu să fie cât mai scurtă, deși eu cred că ne va prinde primăvara, tot pe această incidență. Nu știi de unde e, că totul comunitar și ce se va întâmpla. La ora actuală, incidența de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 în municipiul Deva este una îngrijorătoare, depășind rata de 3 la 1000 de locuitori. De luni au intrat în vigoare noile măsuri restrictive, în urma aplicării cărora se speră la o scădere a incidenței cazurilor de COVID-19. Primarul Devei, Florin Oancea, una dintre primele persoane care s-a infectat cu noul coronavirus, spune că măsurile restrictive sunt deranjante pentru că îngrădesc libertatea de mișcare, dar subliniază faptul că nu este de glumit cu acest virus perfid. Deci nu-i de joacă. Nu ne place, nici mie nu-mi place, nimănui nu-i place să-i fie îngrădită libertatea. Dar e foarte importantă viața, e cea mai importantă. Și atunci trebuie să conștientizăm că toate aceste măsuri care se iau spre binele nostru al tuturor. Cea mai mare parte a populației conștientizează. Sunt și unii care nu conștientizează pericolul. Dar chiar dacă sunt asimptomatici, pot să ia virusul, să nu știe că iau virusul și trebuie să mai departe. Merg în familie, poate tineri, cum era obișnuit. Și noi am mers la petreceri, la chepuri, nu simt nimic. Merg în familie unde au membri, părinți sau bunici cu boli cronice. Și pericolul este foarte mare. Deci nu-i de joacă. Ne convine, nu ne convine, trebuie să luăm ca autorități acele măsuri care să ducă la o cât mai mare siguranță a cetățenilor. Florin Oancea este de părere că persoanele care nu respectă normele de siguranță socială trebuie sancționate, iar autoritățile cu atribuții de control au obligația să aplice prevederile legale în vigoare. M-aș bucura ca, virgulă, cât mai mult dintre deveni și unele doresc să înțeleagă lucrul acesta. Cine nu înțelege, va suporta rigorile legii. Nu putem să ne jucăm cu viața oamenilor. Dacă cineva este inconștient, trebuie să plătească pentru inconștiența lui. Plătește amendă odată, de două ori, atâta nu mai plătește. Dar acea persoană, dacă unii sunt și astăzi care nu cred în acest virus, ce putem să facem? Să stăm să le explicăm în fiecare zi că el există și se moare zilnic? Nu putem. Trebuie să luăm măsuri ca autorități. Iar cei care nu respectă sunt instituțiile statului care trebuie să aplice legea. Noi avem o mare responsabilitate prin dumneavoastră să informăm corect că nu-i de joacă și măsurile care le luăm, nu le luăm restrictive pentru că vrem să îngrădim dreptul la libertatea cuiva, ci sunt efectiv măsuri de siguranță pentru viața noastră. Legislația în vigoare prevede pentru nepurtarea măștii de protecție devenită obligatorie în toate spațiile publice închise și deschise amenzi între 500 și 2500 de lei. Doar în cazul zilei de ieri, pentru nepurtarea măștii de protecție au fost aplicate în județul Hunedoara amenzi în valoare de 17.000 de lei. Privind la nivel planetar, lumea s-a virusat și din alt punct de vedere. E clar că s-a întors cu susul în jos. La nivel european, vă dau un exemplu. Să vedeți că nici alții nu sunt mai buni decât noi. Este o răsturnare de situație în Germania, țară puternic afectată de al doilea val al pandemiei de coronavirus, unde decizia unei instanțe din Düsseldorf
poate produce un precedent legat de măsurile adoptate împotriva COVID-19 în toată Europa, că doar Germania e buricul, nu? O decizie a unei instanțe din Germania ar putea avea grave repercusiuni la nivel european în ceea ce privește măsurile adoptate împotriva răspândirii noului coronavirus. Astfel, un tribunal german a anulat luni obligativitatea purtării măștii pentru a limita răspândirea COVID-19 în orașul Düsseldorf, care ar urma să adopte rapid o nouă reglementare, pentru că prima hotărâre pe care au votat-o nu este suficient de clară, da? Vă mai aduceți aminte când în România amenzile date în timpul stării de urgență au fost declarate de către Curtea Constituțională a României ca fiind neconstituționale? E, nici la noi hotărârea nu era suficient de clară, pentru că nu preciza foarte exact prin texte legale care sunt faptele și condițiile lor. Na, vedeți? E, revenind la grădina noastră, aflăm din presa locală că Consiliul Județean Hunedoara mai cumpără un PCR pentru teste COVID, unul așa mai mic, mai mititel, ce face un test la 20 de minute, că celelalte două sau trei achiziționate sau primite ca donație nu sunt bune pentru că fac 90 de teste odată, dar durează mai multe ore până când se dă rezultatul. Ce pot să spun? Decât că unde nu-i cap, vai de buzunare. Între timp, primăria Deva subvenționează la greu, în adevăratul sens al cuvântului, secțiile din Spitalul de Urgență Deva. Primăria municipiului Deva a achitat o nouă tranșă de bani din bugetul local către Spitalul Județean de Urgență. Primăria a virat peste 535.000 de lei pentru secțiile cardiologie și orele, în baza contractului de asociere încheiat între municipiul Deva prin Consiliul Local și Spitalul Județean din Deva. Banii au fost utilizați pentru achiziționarea unui ecograf de ultimă generație și a unei sonde de examinare cu ultrasunete pentru secția de cardiologie și a unui microscop chirurgical la orele. În acest an, primăria municipiului Deva a alocat Spitalului Județean peste 3 milioane de lei în vederea achiziționării de aparatură și de echipamente medicale pentru dotările mai multor secții la solicitarea medicilor specialiști. Conform unui comunicat de presă al primăriei, municipalitatea va continua să susțină financiar spitalul pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite de venilor și hunedorenilor, chiar dacă unitatea sanitară este în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. Mulți m-au întrebat, dar cine pleacă din primăria Deva? La ce servicii s-au desființat cele mai multe posturi? Dar de ce s-a prelungit perioada de reorganizare și câți angajați și-au luat concedii medicale ca să salveze postul? Reporterii 1 TV vă dau toate răspunsurile. Din 15 octombrie 2020, data la care a fost aprobată hotărârea Consiliului Local privind reorganizarea primăriei Deva și până la sfârșitul săptămânii trecute, 44 dintre angajații de pe cele 167 de posturi desființate în urma reorganizării și-au luat concedii medicale. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat în rândul angajaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 27, și la Direcția de Asistență Socială, 15. Dacă au crezut că prin această tergiversare vor scăpa de concedieri, s-au înșelat. Consiliul Local Deva a prelungit perioada de punere în practică a reorganizării. Reorganizarea va produce efecte depline, începând cu data de 31 decembrie 2020. Această perioadă este necesară, pe de o parte, pentru realizarea unei estimări corecte a cheltuielilor cu personalul pentru bugetul de anul viitor, iar pe de altă parte pentru realizarea tuturor formalităților de preluare a activității fondului locativ de la Direcția de Asistență Socială în aparatul de specialitate al primarului. Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a aplicat cea mai drastică reorganizare a unei primării din țară, desființând 167 de posturi. Peste 80% dintre acestea sunt din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 93, și de la Direcția de Asistență Socială, 42. O parte dintre persoanele ale căror posturi vor fi desființate s-au adresat justiției. Nu pot să trec cu vederea efectele pandemiei asupra educației copiilor noștri.
Sunt sigură că la nivel național statisticile sunt ajustate din condei ca să iasă bine socoteala sau raportul în fața ministrului. Școala online a bulversat din temelii sistemul de învățământ din România, precum COVID-ul, sistemul sanitar. Aici am de obiectat asupra faptului că guvernanții știau de la celelalte țări că se va ajunge și la scenariul roșu, când trebuiau să aibă deja tabletele necesare pentru ca fiecare elev să poată urma cursurile. Știți vorba românului? Vorba lungă sărăcia omului. Așa că și la noi, toți liderii politici, pe posturile naționale, spun câte în lună și în stele și probabil n-au mai avut timp să se ocupe și de tablete. Așa că fiecare părinte, elev sau dascăl s-a descurcat cum a putut. Mai ușor este pentru cei care au sponsori. De luni, toate unitățile de învățământ din țară vor trece la sistemul de predare online, în urma noilor restricții impuse de guvern în vederea combaterii răspândirii COVID-19. Colegiul Național Decebal din Deva este pregătit pentru acest scenariu. Din informațiile pe care le deținem până în acest moment, toți elevii au posibilitatea de a recepționa lecțiile și fac un apel pentru părinți să ne informeze atunci când întâmpină greutăți cu calculatoarele, cu tabletele, cu internetul, să găsim variante să venim în sprijinul lor. De asemenea, vom pune la dispoziție, dacă va fi necesar, calculatoarele și din laboratoarele de informatică. Aceste calculatoare, în perioada în care elevii învață în acest sistem online, calculatoarele fixe și laptopurile, acolo unde există, le vom pune la dispoziția elevilor. Directorul colegiului Florin Ilieș recomandă ca profesorii să predea orele de la școală, unde au la dispoziție tot ceea ce este necesar pentru ca procesul didactic să se desfășoare în condiții optime. Recomand și întotdeauna am făcut-o profesorii de fizică, de chimie, de biologie, poate de educație fizică, transmit aceste lecții din școală. Aș prefera un profesor de fizică să transmită elevilor lecția din laboratorul de fizică, să aibă la îndemână aparatura necesară, să aibă dispozitivele, să aibă tabla, creta și să aibă o comunicare încât foarte bună cu elevii, încât lecția să-și atingă scopul. De aceea vom încerca să adaptăm puțin scenariul didactic la aceste condiții. Totodată, cei de la Colegiul Național Decebal din Deva vor ajuta cu mijloace informatice școlile din mediul rural și, în plus, profesorii care predau materii de examen vor fi dotați cu tablete ultraperformante. Noi nu avem foarte mulți elevi care întâmpină astfel de probleme, dar vom da o mână de ajutor și școlilor. Cel puțin sunt câteva școli din mediul rural care au nevoie de ajutor în aceste zile și cu siguranță îi vom sprijini. De asemenea, școala va fi la dispoziția cadrelor didactice. Vă spuneam că profesorii de matematică și limba română care predau discipline de examen vor primi aceste tablete grafice încât procesul să decurgă în condiții foarte bune, procesul de predare. De asemenea, toți profesorii au primit tablete conectate la internet și vor avea posibilitatea să transmită aceste lecții atât de acasă cât și de la școală. Colegiul Național Decebal din Deva este una dintre cele mai prestigioase unități de învățământ din țară, în acest an fiind pe locul al treilea la nivel național după numărul de note de 10 obținute la bacalaureat. Comentam mai zilele trecute că va trebui să ne înscriem deja copiii pentru programări la oftalmologie. Până să dea pandemia peste noi, toți specialiștii spuneau să nu lăsăm copiii mai mult de o oră, două ore pe zi, în cel mai bun caz,
în fața calculatorului. Ce efecte grave poate avea acest fapt asupra dezvoltării psihologice și fizice a copilului și câte și mai câte. Acum, când ținem copiii închiși în casă și stau cu orele, cu ochii ațintiți, în monitor, nu mai spune nimeni nimic pentru sprijinirea lor. Când e vorba de elevi, toți se fac că plouă. Când e vorba de angajații din sistem, hop, și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care a trimis către Ministerul Educației, ce credeți? O adresă în care solicită spor la salarii pentru cadrele didactice care predau online, asta însemnând creșteri de salarii pentru toate cadrele didactice din România. Sindicatele omit faptul că în perioada martie-iunie, când școlile au fost de asemenea închise, da? Și copiii au făcut școală cum au făcut, profesorii din România au încasat salariile integral, indiferent dacă au predat sau nu online. Motivul creșterii salariale cerute de sindicat? Actul educațional se va desfășura la nivel național exclusiv online, ceea ce presupune o perioadă îndelungată de expunere a cadrelor didactice la radiațiile emise de dispozitivul electronic, precizează, cum spuneam, sindicaliștii în solicitarea către minister. Asta în condițiile în care, potrivit unui studiu european, cadrele didactice și elevii din România au competențele cele mai reduse în domeniul online. Adică nu se prea descurcă. Bun, și copiii nu sunt la fel de expuși? Păi atunci, hai să cerem și noi, părinții, sporuri pentru elevi, indiferent dacă se pot acorda sau nu. Dacă nu-i interesează pe sindicaliști și pe unii parlamentari, dacă sunt sau nu sunt bani, de ce să mă intereseze pe mine, pălmaș de rând? Nu? Cer și eu. Dacă dați sporuri la dascăli, dați și la elevi, că doar lucrează toți în același mediu nociv, nu? Domnilor sindicaliști, ei, vedeți? Cât ne pasă sau cât le pasă unora de educație? Interesul material este mai presus de toate. Și ce dacă avem cea mai mare rată din Europa de analfabeți funcționali? Sau cel mai mare număr de copii care abandonează școala? Banul să vină! Of! Da. Nici sindicatele nu mai sunt ce erau. Nu-i așa? O să vedeți că dacă nu primesc ce au cerut, sindicaliștii vor trece la amenințări. Norocul este că nu toți dascăli agrează metoda sindicatului. Sunt educatori și profesori dedicați care au pretenții de la ei și de la elevi și merg înainte cu actul educațional, chiar dacă stau mai mult în fața calculatoarelor. Iar soluții compensatorii, să știți că se găsesc, cel puțin pentru copii, că asta ar trebui să ne intereseze în primul și în primul rând. Devenii care au trecut astăzi la orele prânzului pe la Cal au avut parte de o frumoasă surpriză. Prestigioasa ilustratoare și scriitoare de veancă, Viorica Vandor, a propus copiilor de toate vârstele o incursiune în lumea magică a poveștilor. Pe lângă un stand cu numeroasele sale lucrări, Viorica Vandor a pregătit și o altă surpriză, scrisori către Moș Crăciun, care au făcut deliciul bunicilor, dar mai ales al copiilor, aceștia cerându-și deja meritatele cadouri. Foarte frumoasă, interesante. Luăm una, Mariuca. Da? Luăm una și noi. Alege care îți place ție. Și cu cea mică putem vorbi un pic. Cum te cheamă? Mariuca. Și câți ani ai, Mariuca? Eu am 4 ani și 10 luni. Mulți înainte. Ce ai primit tu acolo? Ce ai în mânuță? Scrisoare pentru Moș Crăciun. Să scriem la Moș Crăciun. Ce să ne aducă Moș Crăciun? Da? Și ce vrei să aducă Moș Crăciun? Ce ai dorit tu, Mariuca? Ce vrei tu? Eu vreau un zăcărit care e fluturos. Păi cărțile ne se par chiar interesante și foarte diversificate. Văd că și cărți de povești, activități pentru copii. Și cel mic, cum te cheamă și câți ani ai? Blehar David, 5 ani. Și ai o scrisoare pentru Moș Crăciun acolo? Două. Ce vrei tu să-i scrii lui Moș Crăciun sau bunii? Ce să-i scrie ca să-ți aducă ție Moș Crăciun? David, dar rămâi aici la microfon. Astea două cărți.
Foarte bine, foarte frumos și numai două cărți vrei, nu vrei ceva mai mult? Atiei. Pe lângă expoziția propriu-zisă, Viorica Vandor a dorit să transmită și un mesaj care să sublinieze importanța cititului în rândul copiilor, indiferent că este vorba despre forma normală a răsfoitului de pagini ori de cea modernă în versiune online. De asemenea, Viorica Vandor va avea în curând o nouă apariție editorială în mediul virtual. Sunt ilustratoare și scriitoare de cărți pentru copii. Ne-am gândit să arătăm câteva cărți pentru copii. În primul rând să citească, pentru că copiii de astăzi nu prea citesc. Și poate pe undeva părinții și bunicii sunt de vină, pentru că nu îi îndeamnă să citească. Că cărți sunt, ar fi. Dar ne bucurăm pentru orice copil care vine și citește și este interesat să citească. Pregătesc o revistă pentru copii online gratuită cu titlul Tărâmul Elfului Pinky și din luna decembrie, înainte de Moș Nicolae, se va putea descărca de pe internet. Expoziția de carte pentru copii realizată de Viorica Vandor a fost organizată cu sprijinul primăriei municipiului Deva. Da, să știți că sunt vești bune și din economie. Vetuța Stănescu, secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a declarat la Deva că în sectorul construcțiilor s-a înregistrat în acest an pandemic o creștere de 12%. Secretarul de stat a mai afirmat și că ministerul din care face parte a redus termenul de achitare al facturilor pentru lucrările din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, iar cele de pe trimestrul al patrulea vor fi plătite până la sfârșitul anului, sumele de bani necesare urmând a fi incluse în rectificarea bugetară pe care guvernul o va face în această săptămână. Pentru că este trimestru 4, pentru că există o legislație care prevede că se plătesc 80% din facturi în primele 3 trimestre, după care 20% se plătesc din rezervele bugetare existente, o să vă spun că se așteaptă rectificarea acum joi în ședința de guvern și cred că se vor face plăți în următoarea săptămână. N-am întârziat niciodată mai mult de 45 de zile și lucrurile sunt reale și pot fi verificate. Am susținut întotdeauna segmentul construcțiilor, am susținut constructorii și am dezvoltat și am investit foarte mult în șantierele României pentru că au fost sursa de finanțare în aceste momente dificile în România. Dovadă că segmentul construcțiilor în România a crescut cu 12,4%, într-o Românie care a traversat aceeași criză economică și circuit pandemic pe care au traversat-o toate țările europene. Deci nu cred că este puțin, sunt lucruri pe care guvernul Orban le-a făcut pentru dezvoltarea investițiilor, pentru continuarea lor și pentru susținerea locurilor de muncă. Conform datelor oficiale, România a înregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în domeniul construcțiilor. Este nevoie de construcții, de investiții. Știați că doar 40% din calea ferată din România este electrificată, ceea ce nu permite operarea în condiții optime, dar nici creșterea numărului de călători. Dar să nu uităm că România se clasează pe locul 31 în clasamentul european al puterii de cumpărare, cu aproximativ 60% sub media europeană. Ce să mai zic? Potrivit sursei citate, județele Arad, Argeș și Prahova cresc fiecare cu un loc în acest top 10 din perspectiva puterii de cumpărare, ocupând pozițiile de la 7 până la 9, în timp ce Hunedoara iese din top în acest an. Pe locul al 10-lea se află județul Alba. Ați știut că până anul trecut județul Hunedoara era în top 10 la nivel național privind puterea de cumpărare? Vedeți? Și ne plângem toată ziua de tot felul de lipsuri. Și cei bogați să știți că au probleme. Asta, mă rog, dacă vă consolează cu ceva. Iată, de exemplu, CCR a amânat pentru 8 decembrie pronunțarea unei decizii cu privire la noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu. Știți că s-a propus ca pensiile cu valoare de până la 2000 de lei, inclusiv să nu se impoziteze, cele cuprinse între 2000 și 7000 de lei se impozitează doar cu 10%, iar pensiile cu o valoare de peste 7.000 de lei se impozitează cu 85%. Deci verdictul
Abia după ce pleacă Moș Nicolae, adică după alegerile parlamentare, că tot veni vorba de alegerile parlamentare. La sediul biroului electoral de circumscripție numărul 22 Hunedoara s-a stabilit prin tragere la sorți ordinea formațiunilor politice pe buletinele de vot pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Conform procedurilor legale, în prima etapă a fost trasă la sorți ordinea partidelor parlamentare, în cea de-a doua a celor neparlamentare, iar în cea de-a treia organizațiile reprezentând minoritățile naționale. Pe 6 decembrie, pe buletinele de vot din județul Hunedoara vor fi 31 de partide, alianțe electorale sau organizații ale cetățenilor care încearcă să intre în Parlamentul României. Conform tragerii la sorți, lista începe cu partidele parlamentare și este deschisă de PSD, urmat de Pro-România, Alianța USR+, UDMR, PMP și PNL. Urmează formațiunile neparlamentare între pozițiile 7 și 14, ordinea lor pe buletinele de vot fiind Partidul Ecologist, Partidul România Mare, Alianța Renașterea Națională, Restart România, Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Puterii Umaniste, Partidul Noua Românie și Partidul Socialist. Pozițiile de la 15 la 31 sunt ocupate de organizațiile reprezentând minoritățile naționale, după tragerea la sorți, ordinea acestora fiind Forumul Democrat al Germanilor, Federația Comunităților Evreiești, Uniunea Sârbilor, Uniunea Culturală a Rutenilor, Uniunea Armenilor, Uniunea Croaților, Asociația Macedonilor, Liga Albanezilor, Uniunea Slovacilor și Cehilor, Partida Romilor, Uniunea Democrată Turcă, Uniunea Polonezilor, Uniunea Elenă, Asociația Italienilor, Uniunea Ucrainienilor, Uniunea Bulgară și Comunitatea Rușilor Lipoveni. În județul Hunedoara nu s-au înscris candidați independenți în cursa electorală. În urma votului pe care îl vor exprima, hunedorenii vor trimite în Parlamentul României 6 deputați și 3 senatori. Mă mănâncă limba să comentez și sloganurile electorale, dar mă abțin, pentru că, așa cum vă spuneam, începe postul Crăciunului. Și chiar nu vreau să fiu cinică. Vedeți cum Creatorul le orânduiește pe toate, chiar dacă pe noi nu ne duce capul? Grosul campaniei electorale se va desfășura în timpul postului. Sper ca politicienii care în campaniile trecute erau nelipsiți de la biserică să respecte tradiția și să renunțe la răutăți, la împroșcatul cu noroi, la scoase de la naftalină informații vechi de ani de zile pentru a-și denigra sau elimina contracandidații. În post, mesajul lor trebuie să fie de altă factură. Și uite, așa se îndeplinește dorința mea, cea mai arzătoare, cu care îmi închei fiecare emisiune, inclusiv pe cea de astăzi. Să ne revedem cu bine și să auzim numai de bine.